Conform datelor transmise de Direcția de Sănătate Publică, marți 26 octombrie, la nivelul județului Hunedoara s-a înregistrat un record în ceea ce privește administrarea dozelor de vaccin anticovid. Astfel, doar într-o singură zi s-au vaccinat aproape 3200 de hunedoreni, iar reprezentanții Direcției de Sănătate Publică speră ca acest trend să se mențină. Domnule director, record de vaccinare în județul Hunedoara. Da, ieri am avut un record, 3182 de doze administrate la nivelul județului. Sperăm să menținem ritmul acesta de vaccinare. Suntem mulțumiți că lumea a început să meargă să se vaccineze într-un număr cât mai mare. Chiar ne dorim să depășim acest record, dacă este posibil. În doar o săptămână, numărul hunedorenilor care s-au vaccinat a crescut cu peste 18.000, ajungând la 229.177. Dintre aceștia, peste 88.000 de hunedoreni au schema completă de vaccinare, cu mai mult de 1.000 în plus față de săptămâna trecută. În ceea ce îi privește pe hunedorenii care au făcut și cea de-a treia doză de vaccin anticovid, aceștia sunt în număr de 14.379, cu peste 4.000 mai mulți decât săptămâna trecută.